așa, dar este o dramă. Și pe mine, sincer, m-a deranjat modul în care a abordat președintele Traian Băsescu problema pensionarilor. Ca și cum ar fi niște întreținuți, niște asistați sociali. Ori aceștia, mare parte dintre ei, făcând excepție anumite cazuri, au contribuit toată viața lor. Cum poți să-i tratezi ca pe o categorie pe care o duci în spate și care este problema actualei crize? Nu, este o viziune a unui președinte cu care nu sunt de acord și sunt convinsă că marea majoritate a românilor nu este de acord. Nu pensionarii sunt problema noastră și nu rezolvăm problema pensiilor, rezolvăm problema crizei.